Slăvit să fie Domnul! Câteva minute vă rog să mai aveți răbdare și vom încheia. Ar trebui de fapt să vă ținem până la orele 12. În mod normal ar trebui să avem harul pe care l-a avut Pavel, nu? Să stăm până la orele 12, dar vă promitem că nu o să vă ținem până la orele 12. Prea iubiților, câteva ceasuri ne despart de anul 2004, yes. Am vrut să spun că doar câteva ceasuri mai avem din anul 2003. Sunt suficiente ceasuri în 2003 ca să se întâmple lucruri mari în viețile noastre. Amen? Încă e timp suficient în 2003 ca să se întâmple lucruri extraordinare în viața mea sau în viețile dumneavoastră. Dar tot atât de adevărat este că e suficient timp încă în anul 2003 să se întâmple lucruri foarte groaznice și teribile, oribile și rele în viețile noastre. De aceea, înainte ca să ne desprindem de anul 2003, prin harul Domnului, cu ajutorul Domnului, mă gândesc că Domnul ne va da șansa tuturora de aici să pășim pragul noului an. Și Domnul să aibă milă de noi. Că până acum și-a manifestat îndurarea, harul și mila față de noi în foarte multe feluri și moduri. Dar însă, cu ajutorul Domnului, vom intra în noul an. Sumarizarea tuturor activităților noastre, a faptelor noastre, a acțiunilor noastre din anul acesta se pot cuprinde în două aspecte. Și ca să puteți să înțelegeți, de fapt, aș vrea să îmi permiteți un verset foarte important pe care am să vi-l citesc. Toată Biblia este importantă. Absolut toată Biblia e importantă. Dar Domnul mi-a pus pe inimă versetul 16 din 1 Petru, capitolul 2. Ca verset de sfârșit de an și depășirea într-un nou an. Și auziți ce ar vrea Duhul Sfânt să ne spună nouă, să facem în următoarele ceasuri, din anul 2003 și mai mult decât atât, prin harul Domnului, dacă vom păși pragul noului an, ascultați, vă rog, ce ar vrea Domnul să-mi spună mie și să spună fiecăruia de aici în seara aceasta. Purtați-vă ca niște oameni slobozi. Amin? Noi, pocăiții, nu suntem niște oameni legați. Ne-a dezlegat Dumnezeu prin Fiul Său, Iisus Hristos. Ne-a dezlegat de sub robia păcatului și a întunericului și a diavolului și ne-a transferat într-o împărăție unde suntem slobos. Cea mai mare împărăție și cea mai frumoasă împărăție e împărăția cerurilor, unde Domnul ne-a așezat și pentru aceasta spunem, lăudat să fie Domnul! Pocăiții nu sunt niște oameni înguși, cum cred unii, care văd foarte îngust. Nu, pocăiții văd foarte larg. Ei văd în jurul lor, dar nu numai în jurul lor, ei văd și drept în sus. Slăvit să fie Domnul! Și Domnul ne dă posibilitatea aceasta nouă tuturor să ne purtăm ca niște oameni slobozi. Numai că slobozenia aceasta a harului este de multe ori rău înțeleasă sau prost înțeleasă. Și spune în continuare apostolul Petru, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății. Ei, vedeți? Aici este marele secret. Că de multe ori în harul acesta care ne-a slobozit și ne acordă un timp de aur în viața noastră, pocăiții au cea mai frumoasă viață din lume. Cea mai frumoasă viață din lume au copiii lui Dumnezeu. Dacă știu să se folosească de ea. Amen? Ei, dar când
Nu știm să ne folosim de slobozenia aceasta pe care Domnul ne-a dat-o prin harul său. De multe ori această slobozenie îmbracă o haină a răutății. Și ultima parte a versetului 16 spune: ci purtați-vă ca niște robi ai lui Dumnezeu. Și eu spun la asta: ajută-mă, Doamne! Ci purtați-vă ca niște robi ai lui Dumnezeu. Ajută-vă, Domnul, și pe voi la asta. Și ca într-adevăr, iubiților, în anul 2004, dacă cu ajutorul Domnului vom trece, să ne numere Domnul și nu noi să ne numărăm. Nu noi să ne punem în categoria aceasta, ci Domnul să ne pună. Ca niște robi ai lui Dumnezeu, în așa fel să umblăm în anul 2004, asemenea fapte să facem, asemenea lucruri și acțiuni și activități să facem, încât Domnul să ne numească robi ai Lui. Pentru aceasta, dați-mi voie și voi încheia, aducându-vă aminte de un pasaj, un segment din capitolul 12 din Epistola Apostolului Pavel către Romani. Trei versete, versetul 6, versetul 7 și versetul 8. Ascultați, vă rog, am să citesc și după aceea am să vă spun foarte pe scurt ce ar fi vrut Pavel să spună prin cuvintele care le-a rostit în ultima parte a versetului 6, în tot versetul 7 și în versetul 8 din Romani 12. Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie să o facă cu bucurie. Și eu spun la toate aceste șapte aspecte, amin. Ar trebui să spun de șapte ori, dar spun o singură dată. Ce ar fi vrut Pavel să spună prin ceea ce v-am citit? Ar fi vrut să ne spună fiecare la locul lui. Asta ar fi vrut Pavel să spună. Fiecare la locul lui. Și nimeni să nu se amestece în treburile altuia. Și el spune în Romani 12:6, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Domnul să dea înțelepciunea aceasta prorocilor din Betania Church. Apoi, el spune în al doilea rând, în versetul 7, cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Vedeți dumneavoastră aici, el spune o slujbă și nu numește slujbele acestea care sunt. Fiecare de aici poate să-și ia o slujbă. Fiecare de aici are o misiune. Și Domnul să ne dea înțelepciune ca fiecare să descopere care este rostul și rolul lui la Betania Church. Credeți dumneavoastră că cineva este în plus aici? Crede cineva că e în plus? Sau crede cineva că e în minus aici? Aș vrea să vă spun, nimeni nu este nici în plus, nici în minus. Suntem toți strânși oaltă de Dumnezeu cu un scop. Și scopul pe care Dumnezeu îl are cu noi este ca fiecare să se țină de slujba pe care Dumnezeu i-a dat-o. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta, fraților. Și dacă așa vom face, veți vedea la Betania Church har, veți vedea bucurie, veți vedea o biserică organizată, plină de Duhul Sfânt, în care Dumnezeu va lucra cu putere. În al treilea rând, cine învață pe alții să se țină de învățătură. În al patrulea rând, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. În al cincilea rând, cine dă să dea cu inimă largă. În al șaselea rând, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Și în al șaptelea rând, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Observați că în aceste șapte expresii, de trei ori apare expresia să se țină de. Asta înseamnă
că frații din biserica din Roma nu se țineau de slujbele și de pozițiile pe care Dumnezeu le-a dat fiecăruia. De trei ori apare aici expresia aceasta, să se țină de. O expresie se repetă de trei ori, asta trage un semnal de alarmă că acolo era o amestecătură, se amestecau unii în treburile altora. Aș dori ca Dumnezeu să nu lase să se întâmple așa în 2004 la Betania Church. Aș dori din toată inima ca Biserica Betania să fie o biserică care îl are pe Dumnezeu ca și șef. Și spune Pavel că Dumnezeu are în bisericile lui rânduieli și nu dezordine. Și el fiecăruia a dat o slujbă, o sarcină, nouă ne rămâne, dar să rămânem cu acest titlu, fiecare la locul lui. Doamne, ajută-ne la aceasta!